și practic vrea să prezentăm comunității rezultatele cercetării noastre, infrastructura de cercetare și suntem alături de partenerii pe care general îi avem în contractele de cercetare. Ce pot vedea cei care vin la cercetare? Avem foarte multe activități și ocupuri, ca să vă dau câteva exemple, avem și drone, avem realitate virtuală augmentată, roboți, tot felul de dezbateri, muzică, de toate avem. Care este scopul? Scopul este de a ieși în fața comunității din Brașov cu rezultatele cercetării noastre și de a arăta ceea ce se întâmplă la institut. Vrem să familiarizăm